Primarul Ion Lungu a declarat că este foarte bine că a fost dată ordonanța cu privire la câinii fără stăpân, pentru că era necesar un cadru după care să se poată ghida autoritățile. Însă, oricum, avea în plan să propună un proiect referitor la gestionarea acestei probleme. M-am convins și vreau să spun două lucruri pe care le-am constatat în cursul zilei de luni. Așa cum se știe, în fiecare marți, noi avem zi de marți, avem comandament la investiții. În fiecare zi de luni, merg la toate investițiile, se trec în revistă, să știu ce discutăm la comandament. Și am văzut, de exemplu, în cele 5 parcuri pe care le modernizăm, că sunt pline de câini. Am văzut că în jardinierile din centrul municipiului Suceava, la fel, sunt pline de câini. Indiferent ce eforturi vom face noi pentru a moderniza orașul, cu toții ne dorim să avem un oraș civilizat, un oraș european, dacă se poate spune așa, dacă vom avea câini în continuare pe străzi, aceste eforturi ale noastre vor fi în zadar. Ca atare, am făcut un proiect aici în care eu cred și o să vă-l prezint pe etape și ca modalități de acțiune. Deci plecăm de la o stare de fapt. Astăzi în municipiul Suceava estimăm noi că avem undeva la 3.000 de câini. 1.500 sunt în adăpostul din lunga Sucevii, 1.500 sunt pe străzi. Astfel, edilul șef va înainta deliberativului local un proiect de gestionare a câinilor comunitari. O primă măsură care o va aduce această inițiativă este majorarea bugetului alocat gestionării maidanezilor, buget care în prezent se ridică la 1 miliard de lei vechi. Primarul Lungu dorește un buget de circa 3 miliarde de lei vechi. Din care 1,5 miliarde pentru realizarea unui nou adăpost în lunga Sucevii. Deci avem unul, să mai facem un nou adăpost în lunga Sucevii. 1,5 miliarde de rol pentru utilități, hrană, câini și alte cheltuieli. Adunarea tuturor câinilor fără stăpân de pe străzi și aducerea lor în adăposturi unde îi vom steriliza pe cei care sunt nesterilizați. Colaborarea cu asociațiile de protecție a animalilor, cu o singură condiție, condiția strânge câinilor de pe străzi și aducerea în adăposturi în vederea sterilizării și păstrării lor în adăposturi. Deci nu voi face niciun fel de concesie, sunt povești astea, că îi sterilizăm, le dăm drumul înapoi pe stradă, îi marcăm, le punem nu știu ce în urechi, cipuri. Vă spun că și eu sunt de 10 ani în administrația locală, încă de când eram consilier s-a început această acțiune de sterilizare pe banii primăriei atunci, de când sunt primar am făcut numai gratuit aceste acțiuni de sterilizare, s-au sterilizat peste 1000 de câini, în măsura în care sunt pe străzi n-am rezolvat nici de cum problema. Practic, inițiativa primarului cuprinde mai multe etape. Până la data de 31.1.2012, aprobarea strategiei în Consiliul Local. Până la data de 28.2.2012, consultarea populației prin asociații de proprietari. Până la data de 31.3.2012, inventarierea câinilor fără stăpân. Atunci când facem adăpostul, să știm câți câini avem. Până la data de 30.6, realizarea adăpostului nou. Și până cel târziu, la data de 30.9.2012, adunarea câinilor pe străzi, gestionarea lor în cele două adăposturi. Sigur, am spus până la, putem și mai repede, numai că, din păcate, astăzi avem numai 4 hingheri la domeniul public, au fost mai mulți, au plecat, nu avem voie să angajăm alții. Vom discuta în Consiliul Local posibilitatea de a colabora, nu știu, cu o firmă specializată, să ne ajute să adunăm mai repede acest câini pe străzi. Lungu a mai precizat că pentru patrupedele bolnave sau periculoase, varianta eutanasierii va fi analizată de o comisie formată din reprezentanți ai asociațiilor de protecție a animalelor, primăria și direcția sanitar veterinară. În plus, edilul șef își dorește să fie aprobat și un regulament de funcționare și gestionare a adăposturilor de câini.